Fostul Cinema Patria a fost o instituție emblematică pentru întreg județul Telorman și pentru Alexandria. Construit în perioada interbelică, edificiul a cunoscut diverse transformări de-a lungul timpului, cele mai importante fiind după anul 1989. Această clădire a fost, probabil că mulți dintre dumneavoastră viitori de cultură, știți că a fost edificată în perioada interbelică și a purtat numele de Teatrul Victor Antonescu. Apoi a urmat regimul comunist, s-a transformat în cinematograf Vasile Roaită și ulterior în cinematograful Patria. De 20 și ceva de ani, aici nu s-a mai întâmplat nimic, au urmat perioade de judecată în instanță, de recuperare în domeniul public. Ultimul director al cinematografului Patria își amintește cu nostalgie de acele vremuri. Casele de bilete erau arhipline, adică se stătea la coadă mai rău ca la orice. Adică erau spectacole cu casa închisă, să înțelegem casa la vreme. Casa închisă, se vindeau bilete la suprapreț care nu prindeau, erau destui care veneau să stea la rând să ia câte 7, 8, 10, 12 bilete. Acum, clădirea amplasată în centrul Alexandriei și-a găsit o nouă utilitate. Este un centru multifuncțional pentru tineri care va găzdui evenimente culturale dedicate acestora. Acest centru multifuncțional îi așteaptă pe toți cei care doresc să desfășoare asemenea activități culturale. Găsesc aici o sală de spectacole multifuncțională, ceainărie și librărie, spații de proiecție, spații de expunere, cabine pentru actori și tot ceea ce este necesar pentru un act cultural de cea mai bună calitate. Pe scurt, e gata, îndrăznesc să spun că e o bijuterie. Tinerii din oraș sunt bucuroși că vor avea un loc doar al lor. Mi se pare o idee care ne dezvoltă pe noi copii, pentru că până acum nu prea am avut această posibilitate. Și mi se pare o idee care acum o să ne ajute mai mult. Centrul multifuncțional pentru tineri a fost inaugurat cu un târg de carte și o piesă de teatru, însă evenimentele culturale vor avea loc pe parcursul întregii săptămâni.